Da, Serghei, salut! Am o noutate, am ministrul Cumaș, acum avocat parlamentar la Chișinău. Eu sunat și-o spus, că am zis și el, l-a conservat dosarul și care cu unii fost ai obligat să-mi dai copilul Sfânta și Duminica. Dar și Să ai se și treaba. avocat la Sângerei, și avocat la Bălți, și avocat la Chișinău? Nu, la Sângerie n-am, am numai la Bălți și la Chișinău. Și la Chișinău acum l-am înainit, pentru că aici la Bălți duce numai în minus. Aici văd că acum s-a pornit de carul din loc. Este totuși, executorul s-a făcut lucru, odată prin judecată, judecătorul a dat-o în căutare mai tincă locală, că o zidem, că nu știm, e dată la Florești, la poliție. Dar de-am e un plus foarte mare, pentru că totuși se demonstrează că eu sunt drept. Și sper că acum și judecătorul, eu nu știu cum scăp de judecătorul ăsta, judecătorul ăsta e că tare n-ar trebui la mine, că e în conflict de interese la mine, domnul Tudor Rușniuc. Eu Dar m-am pentru ce? ridicat. Pentru ce o caută? Că nu asigură întrevederi cu copilul pentru tată? Da. Este o hotărâre, un judecător s-a pronunțat, e obligat. Sâmbătă copilul trece după lege la mine, sâmbătă și duminică, gata. Hotărârea și e irrevocabilă. Știți să spun ei, cum pot să mă duc eu în Italia, dacă hotărârea e din sat, fata, judecător, când s-a expus Curtea Supremă, i-a dat-o la domiciliul ei în sat. I-a spus că în Italia nimeni nu-i da copilul, înțelegeți, nu? Nici un judecător n-avea să pronunță că copilul său e Italia. Și eu cum aștept? Aștept asta, cred că și un plus bun, în vedere la judecătorul la Zodorujniu, că aici, eu sper că el l-a să facă, dar el e conflict de idei, eu cu mamsa am judecat, eu pe mamsa i-am dat pentru că mi-a luat darele de să mai degrabă la prelucrarea mele, date personale, am dat unul ăsta și i-am anulat atunci. Și eu m-am judecat cu mamsa, cum am fișorul ei să-mi facă în parte dreaptă. Da, e invocat asta în ședință. Tu sau Avocatul, avocatul, invocatul, zis că de la iată, Bălți. nu sunteți compatibili. Eu spus avocatul de la Bălți și el i-a respins. Și așteptăm, zidem. Dacă nu, eu îl dau în judecat pe judecător, pentru că el a respins și el o știu de tot asta, că Dar el care caz sper. îl examinează? Asta cu schimbarea domiciliului copilului? Da, cu cazul și cu schimbarea domiciliului, asta tot e ca peste 3 ani, mai mult de 3 ani, de când e cazul ăsta la prima instanță, că legi și încălcare de lege. Pentru că copilul, cazul ăsta trebuie să-l iei în primul rând. În primul rând. Și de aici mergi și nici nu scoate pensia alimentară. Pensia alimentară e pentru că de a da să întreții copilul. Nu e pentru altceva. Dar legea prim spune, pentru că copilul, tata trebuie să fie fiecare prieten a copilului. Fiecare asta. Cum eu nu știu de copil, nici de pensia alimentară trebuie să stea. Eu nu știu dacă e în viață copilul și ala. Cum? Legea îți bate și cap în cap. Și el nu vrea scoată, înțelege asta. Copilul de aici că iese, dar m-am și probă. Asta e probă, gata. E că asta e probă, că Dar pe fost nu, în să iei, dar de primăvară probă. de-a mai 4 ani de când l-ai văzut, nu? Sau... Da. 4 ani de când nu l-am văzut. Și Mai nici pe mult, mai mult. internet nimic. Da. Și l-am crescut de la 5 luni. Până la 4 ani jumate, ea era atașată de mine. Acum eu nu știu copilul. Eu nu știu cui, dar după auzit cum a spus, îi spune la moșul care trăiește fost să îi spune papa. Nini a spus o cunoscută din aici. Nu, domnul Așa e Lega, viața, da. cum eu pot să este că copilul era atașat de mine și amu îi spune papa la alta. Dar cu mine nu grăiește de 4 ani. La mine memorie mi-a rămas cu un copilul ținut cu ambele mâini de gâtul meu. E ca asta mi-a rămas și plânge că nu vrei să ducă. Și Coruptul și ce judecăți mai ai, mă? Ce ședință? În afară de am schimbarea mâini. domiciliului, custodiei Mâine copilului. cu chiar cu procuratura, aș vedea doamna Mățu, e 100% implicată aici, așa că eu anulat dosarul penal cu scoaterea ilegală a copilului din țară, înțelegi ori nu? De aici ei în căutare, judecătorul îi dă aici, dar procurorul îi face ordonanță de încetare. Ai Și atacat ordonanța la am judecătorul atacat de și instrucție. procurorul îi sună la avocatul Isnou și îl întreabă de ce o a atacat el, înțelegi? Cât de încălcare de lege. Și treaba ar să-i suni la aparatorul meu să-i stă. El spune, băi, om drag, clientul meu nu-i de acord. Am atacat pentru că pot. Da, și eu m-am întâlnit judecată în față de judecător toate întrebările. Ce are așa pe telefon să-i suni el? Și treaba are să-i suni. Înțelegi? Da, trebuie Da. scris o plângere și la șef procurorului și în instanță spus. Pe dosar de asta că a fost femei șed în Moldova, înțelegi ori nu? Pe 207 sunt pedepsite, șed condamnate de-a.
Acum, asta e cu steaua în frunte? Acum, dacă eu am dovedit, ești, dar eu de când eu strig la ăștia să nu vrei să audic? La mine este la executor, unde asta e o hotărâre judecată, gata, asta e ca curte supremă, e irrevocabil, e n-are drept să atașe la nimeni. Și e nu atacată acolo trebuie. Da, dar iată, ai cerut schimbarea domiciliului copilului, deci asta nu-i bătută în cui, poate fi oricând schimbat, că schimbă circumstanțele. Domnul Oleg, înțelegi ori nu? Și în cazul ei s-a schimbat domiciliul mamei, deci s-a schimbat și domiciliul copilului, alte circumstanțe. Domnul Oleg, atunci s-a stabilit cu încălcări foarte mari, foarte mari și eu am probe. Asta da, dar vorba ta are efect de lege, că e decizia Curții Supreme. Nu și decizia are când Curtea Supremă a încălcat articolul 63. Asta 64 nu a constatat-o nimeni, o domnule, declară dumneata, e doar o declarație, trebuie să o constate cineva, plenul Curții Supreme, Curtea Europeană. 64, știi destul de ghinim pe articolul de retire 64, a fost Moldova condamnată. Eu n-am avut până mușini să ne atașe la Curtea Europeană, că eu câștigam 100%, pentru că Curtea Supremă categoric nu trebuie, când se încalcă un cod de lege categoric. Și este pe articol de lătre, unde e că articolul și alt tot la mine se încalcă în timpul de față 64, unde un părinte ascunde copilul de-a doilea. Clar. La mine este tot încalcă, care Moldova a fost pedepsită de Curtea Europeană. Clar. Și un vede, executorul totuși până la urmă s-a apucat și odată este cum aprobă, taman foarte bune, și bă bună, că aprobă și la dosarul penal. Că nu vrea să execute decizia judecătorului și titlul executor. Nu, eu acum la dosar penal unii, eu am dat la ISTA și că tu mă mâine și bă, cu ordonanța și din cetarea dosarul penal. Și asta ca o probă foarte bună, că de aici e în căutare, dar de aici procuratura îi anulează dosarul penal. Înseamnă că procuratura e cu interesată în asta, ori nu? Sau incompetent, ori corupt, ori incompetent. Incompetent, dar l-ați duc la prășit. Sunt dealuri foarte multe în Moldova. Moldovenii tăți îți duc pe școtare, îi l-ați duc și ei, sau îi duc să prășească, dacă nu știu. Și nu știu, sper, așteptăm, dar până miercuri, aici așa o vedea. Ați vedea, nu ești la România, că am vrut să mă duc, poate să filmez, că totuși advocatul de la Chișinău i-a demonstrat la aduc, că n-are dreptul și bă. El și-a spus că el vrea să demonstreze la lume că ăsta, dar și să ascundă, copilul și așa e furat. Și cine ce ascunde, nu înțeleg. Că au făcut închis, ți-ai minte când judecătorul și doamna Elena? Au făcut ședințele de judecată închise? Da, dar pentru ce închis? Și ce secret? Și secret că ascunde că copilul e furat, e dus pe scoatare? Nu se ascunde de ochii lumii. Pe viață privată, interesele copilului. La care viață privată? Viața privată e mie și a fost nevestea copilului. Copilul, dacă e viață privată, de ce l-au spus și l-au dus? O să vă lămuriți în instanță. O să vă lămuriți în instanță. Hai că ai pierdut conexiunea la internet. Mai vorbim altă dată.